Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frații și surori în Domnul Iisus Hristos, suntem în postul Adormirii Maicii Domnului, postul Sfintei Mării. Și avem în această duminică o minune a înmulțirii pâinilor, o minune pe care o cunoașteți foarte bine. Aș vrea să ne oprim doar la câteva gânduri din această Evanghelie. Câteva întrebări m-au frământat zilele acestea, gândindu-mă ce să vă spun la această Evanghelie. Primul gând a fost, de ce a dus Domnul Iisus Hristos pe oameni în pustie? De ce a dus departe de orice localitate, erau la distanță foarte mare de orice localitate, de ce a pus în situația de a flămânzi? Oare vrea Domnul suferința noastră? Stând de dimineața și până seara, că așa zic apostolii, deja e târziu, a trecut vremea, de dimineața până seara a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și apoi a făcut minunea înmulțirii pâinilor. Oare de ce? Și am zis că ar trebui să se facem o diferență între post și foame. Este o foarte mare diferență între a ține post și a răbda foame. Nu-i deloc întâmplătoare situația aceasta. Domnul Iisus Hristos nu face un lucru de pionierat, adică pentru prima dată îi scoate pe oameni în afara orașului să le vorbească. Aduceți-vă aminte că Ioan Botezătorul tot în pustie vorbea. Sau dacă ne gândim mai în trecut, pentru ca să ajungă în țara Canaanului, Dumnezeu i-a trecut pe evrei, pe poporul ales, prin pustia Egiptului. Și nu puțin. 40 de ani. De la aceste lucruri, biserica a rânduit ca înainte de marile sărbători să fie puțin post. Și acum, postul nu este altceva decât o hotărâre de bunăvoie ca să-ți înfrânezi trupul. Deci de bunăvoie să-ți înfrânezi trupul și are un scop foarte clar, să-l spunem imediat. Și foamea este când silit de diferite împrejurări, nu ai ce să mănânci. Ai altceva. Fie că nu ți se dă de mâncare, fie că nu-ți permiți, ceea ce nu mai cred că e cazul la noi, nu-ți permiți să-ți cumperi de mâncare, sau mai fost alte situații, mâncările sunt spurcate, sau otrăvite. Nu știu cât dintre noi ar da foame. Poate unii mai în vârstă de aici mai pot să ne spună că la țară au fost situații când nu au avut ce să mănânce, dar cred că sunt foarte rare să rabi foame. A ține post înseamnă, cum am zis, de bunăvoie să-ți tai din cele ale trupului, tocmai pentru ca să pui accentul pe cele ale sufletului. Și Mântuitorul știa foarte bine că omul cu burta plină nu poate să asculte Evanghelia. De aceea mi se cere, vedeți, duminica, pe cât posibil, să venim nemâncați la biserică. Ideal ar fi să venim și să ne împărtășim. Dar cel puțin anafora să o luăm pe stomacul gol. Dar de ce? Numai așa, ca să luăm pâinea sfințită pe stomacul gol? Nu. Pentru că Domnul știe că atunci când tu lași la o parte poftele trupului și începând cu mâncarea, în primul rând, sufletul tău, mintea ta, poți să fie mult mai atente la ceea ce ți se spune. De aceea au fost purtați evreii 40 de ani prin pustiu, în dreapta și în stânga, ca să-i facă Dumnezeu să gândească, să-i facă Dumnezeu să-L cinstească, să-i facă Dumnezeu să își ducă încrederea spre El, nu spre stomac, nu spre lumea aceasta, nu spre ceea ce poate să-ți dea lumea. Ori vedeți, la bătrânii noștri, la părinții noștri, era mult mai ușor lucrul acesta. Pentru că ei, fiind majoritatea agricultori sau crescători de animale, știau că dacă nu dă Domnul, nu ai.
Nu dă Domnul ploaie, nu dă Domnul soare, nu dă Domnul vreme bună, vreme potrivită pentru fiecare lucru, nu avea nici roade. Ei, acum nouă, am mai zis lucrul acesta, ne-e foarte greu să fim ancorați în Dumnezeu, că noi suntem ancorați în bancă. Suntem ancorați în salarii, în finanțele noastre. Ei, dacă avem bani, ne cumpărăm de la mol de toate. E, vedeți? Hristos îi scoate în afară, în pustiu, tocmai ca să le arate că nu contează unde te afli dacă ești cu Hristos. Deci și apostolii au început seara să își pună probleme. Doamne, dă-le drumul. Dă-le voie să plece, să își cumpere de mâncare. Oricum au de parcurs distanță mare din pustiu până la primele localități unde să-și poată lua de mâncare. Și Domnul zice, nu-i cazul. Nu. Dacă au venit să asculte cuvântul cel sfânt, le dau eu de mâncare. Și face înmulțirea aceasta minunată a pâinilor. Gândiți-vă, 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, asta înseamnă în jur de 15-20.000 de oameni. Să mănânce din 5 pâini și din 2 pești, să se sature toți și să mai rămână și 12 coșuri. Ce ne era de asta? Sau, dacă mergem înapoi, în Vechiul Testament, acolo Dumnezeu le-a dat mană din cer. Pur și simplu a plouat cu pâine din cer. Să aibă ce mânca. Nu? Dumnezeu nu vrea ca omul să flămânzească, dar vrea ca omul să postească. Asta e interesant. Deci nu vrea să fii flămând, dar vrea să postești. Și atunci cu mana din cer le spune, nu vă luați pe a doua zi. Nu puneți deoparte. Și toți cei care n-au ascultat și au pus deoparte, așa cum facem și noi de multe ori, să fie cămările pline, lasă. Tocmai ca să le exerseze încrederea în Dumnezeu. Las că vă dau și mâine. Cum zicem în rugăciunea Tatăl nostru? Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă 100 de ani. Și mă, astăzi, e destul dacă astăzi Dumnezeu îți dă de mâncare și tu ai încredere în El și mâine îți va da. Dacă n-ai încredere, atunci pui deoparte. Și faci. Nu zic că nu trebuie să ne facem planuri și... Dar nu trebuie să ne îngrijorăm, nu trebuie să ne stresăm. Lumea din ziua de azi e atât de stresată pentru toate. Ce o să ne facem dacă nu avem ce mânca? Păi o să postim, ce o să ne facem? Să nu ne lăsăm speriați de foame. Omul poate să reziste până la 40 de zile fără mâncare. E testat. A fost un tânăr, și în Cluj a fost săptămâna trecută, care 40 de zile n-a mâncat nimic, numai apă. V-am mai povestit de cartea Postul Negru, pe care vă recomand să o citiți și pe care nu e altceva decât a ne vedea care sunt limitele noastre adevărate. Nu ne pune nimeni, zic acum, să postim, dar să nu ne spăimântăm niciodată că nu o să avem ce mânca. Niciodată n-ar trebui să ne înfricoșeze lucrul acesta. Și apoi, Domnul îi duce în pustiu, dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, tocmai ca să-i pregătească pentru taina cea mare a Sfintei Împărtășanii. Pentru că această înmulțire a pâinilor nu e altceva decât o prefigurare a Sfintei Împărtășanii, a trupului lui Hristos care se împarte tuturor oamenilor prin Sfânta Liturghie și nu se termină niciodată. Nu e asta înmulțirea pâinilor? În fiecare biserică se împărtășesc toți din trupul lui Hristos, mii și mii de oameni în toată lumea și nu se sfârșește niciodată. Păi și asta e mulțirea pâinilor. Și asta voia să o prefigureze Hristos. Și atunci, noi trebuie să înțelegem că pentru a ne împărtăși cu adevărat din Hristos, din cuvântul lui Hristos și din trupul și sângele lui Hristos, avem nevoie de post. Avem nevoie să postim puțin înainte. De aceea biserica recomandă să ținem toate cele 4 posturi de peste an, și toate miercurile și vinerile de peste an. Plus, mai sunt câteva zile de sărbătoare cu post, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, de exemplu, sau ziua crucii. Acestea sunt zile de post. Dar, mi se spune, dacă cineva nu poate să le țină pe toate, atunci, măcar înainte de împărtășanie, să ține 3 zile. Că unii mă întreabă, dar e obligatoriu să ții 3 zile de post, că sunt unii duhovnici care așa cer. Tuturor oamenilor, 3 zile de post înainte de împărtășanie. Păi dacă ții toate posturile,
ții miercuri și vineri, e suficient. De ce e nevoie de post? Așa cum am zis, mintea se limpezește. Hrănindu-ne cu produse vegetale, creierul omului e dovedit că funcționează mai rapid. Se mișcă mai repede. Nu mai zic de trup, cât se îngreuiază trupul. Că omul, știți vorba românului, fie omul cât de mic, după masă, doarme un pic. De ce? Că se îngreunează trupul acesta încât îi dă o moleșeală și o plictiseală, că nu mai e nici chef de muncă, de cum să mai e chef de învățat sau să mai e chef de rugat. Și părinții bisericii spun, băgați de seamă, orice lucru care vă oprește de la rugăciune de la dragi. Deci învoivarea pântecelui. Să mă iertați acum, chiar și cu mâncare de post, te oprește de la rugăciune. Deci când mâncăm prea mult, nu mai avem chef de rugăciune, înseamnă că lucrul acela e de la diavol. Ce să mai vorbim despre alcool, care trebuie să precizăm, nu e de post. Acolo nu e de post. Trebuie să știe toată lumea. Este din când în când dezlegare la vin și la pește. Ne uităm în calendar și când este dezlegare, ne mai putem îngădui. Puțin. Așa îngăduie părinții bisericii, câte puțin. Dar când nu scrie în calendar că este dezlegare, nu ne îngăduim. Că nu-i de post. De ce? Din același scop. Pentru că omul să-și păzească mintea limpede. O, câți oameni au văzut care și-au permis numai un pic să calce postul, numai un pic să-și calce rânduielile și după aceea s-au dus cu totul. Asta e o pandă, e un topogan, dacă vreți, îmbuibarea și de mâncare și de alcool. E un topogan prin care omul își dă drumul la desfrânarea tuturor mădularelor. Pentru că dacă nu-ți poți înfrâna stomacul, e foarte greu să-ți înfrânezi celelalte. Stomacul e cel mai ușor de înfrânat, adică postul de mâncare e cel mai ușor. Și cu ăsta se începe. Nu e ăsta capătul, nu e ăsta finalul. Prima dată postim de mâncare. Da? Mâncăm produse vegetale. După aceea încercăm să postim și cu limba. Adică să vorbim mai puțin. Sau să vorbim lucruri serioase. După aceea să postim cu ochii, să nu ne uităm la orice, să postim cu urechile, să postim cu mâinile. O, ce binecuvântat ar fi postul acela care am tăiat televizorul și am tăiat internetul. Ar fi un post, nu? Nu mai faceți experiența, hai să nu zic 2 săptămâni cât e postul Sfintei Mării. Faceți măcar 3 zile și vedeți, nu o să fiți mai liniștiți? Să fiți numai conectați cu Dumnezeu prin rugăciune. Sau cum zicea un părinte, a fost întrebat de cineva, părinte, dar postul ăsta Sfintei Mării și a Sfinților Apostolilor nu e așa de important. Nu-i bai dacă nu-l țin în întregime. Și preotul mai glumeț așa zice, nu-i bai, zice, ține numai prima și ultima săptămână. Bine ar fi dacă am luat serios posturile. Dacă le-am luat serios. Ca să vedem că toate astea nu sunt... De multe ori auzim, iară trebuie să postim. Ca și cum ar fi o pedeapsă, ca și cum ar fi un chin postul pentru noi. V-a zis Hristos, nu vrea fometarea noastră, Hristos vrea deșteptarea noastră, luminarea noastră. Și postul nu e altceva decât întoarcerea omului în grădina Raiului, în a sta în armonie cu toate animalele, în a sta în armonie cu toată creația lui Dumnezeu. Ăsta e postul. În a-L asculta pe Dumnezeu, în a ne pune mintea și sufletul într-o atenție mai mare în fața lui Dumnezeu. Sau cum era pilda părintele Iosif Trifa cu cei doi câini. Nu știu dacă vă aduceți aminte, v-am mai spus-o. Era un om care făcea concursuri lupte de câini. Cu pariuri. Și avea un câine alb și unul negru. Și când oamenii pariau mai mulți bani pe câinele negru, el seara dădea de mâncare mai mult la cel alb. Și clar, ăla alb câștiga. Când puneau bani mai mulți pe ăla alb, el dădea de mâncare la ăla negru. Și câștiga după cum voia el. Ce înseamnă asta? Și noi vom câștiga după cum dăm de mâncare. Trupului sau sufletului. Dai de mâncare prea multă trupului, trupul va câștiga și își va impune el poftele lui
păcatele lui și sufletul nu va rezista. În fața atâtea ori ispite câte sunt în ziua de astăzi, foarte, foarte greu să reziști dacă îi dai de mâncare trupului tot ce cere. Dar dacă îi dai sufletului mâncarea cea duhovnicească, îl faci sufletul mai puternic și va câștiga el, va birui. Când va zice trupul, păi aș vrea cu tare sau cu tare, sufletul imediat va sări și va zice, păi stai că în Evanghelie scrie așa, dacă te-ai hrănit cu Evanghelia. Stai că la rugăciune, așa am vorbit cu Dumnezeu. Am spus, Doamne, scapă-mi. Deci, vedeți, toate rânduiele din biserică nu sunt altceva decât o încurajare a omului, o întoarcere a omului spre Dumnezeu. Și când omul se va întoarce cu totul la Dumnezeu, nu va mai fi nicio problemă. Nu o să mai sperie nimeni și nimic. Nu o să mai fure nimeni pacea. Și la urmă, orice, să știți, ăsta e scopul final al nostru. Să nu lăsăm nimeni și nimic să ne fure pacea sufletului. Să ne facă tulburare înăuntru sufletului nostru. De aceea, să ne lăsăm duși de Domnul în pustie. Să ne lăsăm duși la post. Că postul de acolo vine, de la pustie. Ca să ne pregătim inimile și sufletele pentru primirea Lui. Ca să ne pregătim inimile și sufletele pentru Sfânta Împărtășanie, pentru ascultarea Cuvântului Dumnezeu și pentru înțelegerea Cuvântului Dumnezeu. Și dacă vom face în felul acesta, cred că atunci când Domnul ne va zice și nouă, dați-le să mănânce celor din jurul vostru, nu să ne mai panicăm că nu avem ce. Și vă zice, Doamne, din puținul nostru punem și noi ca Tu să ne înmulțești. Și vedeți? Ăsta e farmecul Noului Testament. În Vechiul Testament v-a zis Dumnezeu că da pâine din cer. În Noul Testament cere și oamenilor să pună și ei puțin dintre lor ca să înmulțească pâinile. Putea Domnul și atunci să coboare pâine din cer fără nicio problemă. Dar Hristos nu vrea numai să facă minuni de dragul spectacolului, ci vrea să-i pună pe apostoli în primul rând să-și pune și ei partea, să pună și ei osteniala lor. Doamne, numai puțin putem, dar puțin o la pune-l să vezi cum înmulțește Dumnezeu. Asta vrea Hristos cu fiecare dintre noi. Atât puțin cât avem noi. Puțin timp liber. Pune-l în slujba lui Dumnezeu. Ai puțin bani, ai puțină mâncare, ai puțină bună dispoziție, ai puțin talent, ai câțiva talanți. Pune-i în slujba lui Dumnezeu și vezi cum El o să-i înmulțească, să se facă să rodească, încât toată lumea în jurul tău se va bucura de înmulțirea aceasta. Dacă ucenicii au fost minunați de tainele acestea ale înmulțirii pâinilor, dacă oamenii au fost mirați și ei și săturați, vedeți că Domnul ne spune și nouă, și lor, mă căutați ca mâncat din pâini și căutați mâncarea cea nepieritoare. Care e mâncarea cea nepieritoare? Care rămâne. Asta trece. Ai mâncat, te-ai săturat pentru câteva vreme, dar iară flămânzești. Nu? Mâncarea cea nepieritoare este Hristos. Cuvântul lui Hristos, trupul și sângele lui Hristos, acela care se prefac în izvor de apă curgătoare, acela care se preface în hrană adevărată și care satură inima și sufletul omului. Și dacă ne luăm după părinții mari ai bisericii, chiar satură și trupul. Aduceți-vă aminte că v-am mai spus cât din înaintașii noștri s-au săturat cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Scriptura, în închisori, chiar și trupește. N-au mai simțit foamea. Apoi cât s-au săturat cu Sfânta Împărtășanie, luați viețile Sfinților și vedeți câți oameni au trăit numai cu Sfânta Împărtășanie în timpul posturilor. Le-a fost suficient. A ținut de saț. Dacă vreți, a luat toate vitaminele și-au luat toate mineralele și-au luat toate substanțele necesare organismului de unde? Din Hristos. Din Hristos. Și dacă omul ar fi atent la lucrurile acestea, n-ar mai intra în panică, n-ar mai intra în disperare niciodată, pentru că având încredere în Hristos, întotdeauna vom fi biruitori. Întotdeauna vom avea viață și numai viața aceasta biologică, și viața cea adevărată. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.